România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. O să vă rog să fiți un pic atenți la următoarea știre, pentru că ea depinde, de ea depinde o mare parte din bunăstarea noastră în următoarea perioadă, din prosperitatea noastră, dacă vreți. Astăzi, la Bruxelles, liderii europeni pornesc o serie de negocieri care vor fi purtate ulterior de diverse instituții de acolo despre modul în care se vor împărți banii din agricultură. Știți voi, subvențiile, cum se numesc aici în românește, dar o să încerc să traduc aceste lucruri. Vorbim de 270 de miliarde de euro, bani care ar trebui cheltuiți în anii 2023-2028. O grămadă de bani, un munte de bani. Știți cum se fac? Se iau banii aceștia și agricultorii sunt impulsionați cu o subvenție din partea statelor ca să producă mai mult, mai bine și mai ieftin. Actualul sistem are un defect de care se plânge multă lume și ne afectează și pe noi. Are și avantaje, în mod evident. Dar defectul zice așa, majoritatea banilor, adică 80% dintre ei, se duc la fermierii mari din Europa, adică vreo 20%. Lască o parte dintre bani, se mai fură, se mai risipesc. Ce este cel mai important aici? Povestea cu ăștia 80% din bani. Fiind deja mari acești fermieri și având cei mai mulți bani de la Uniunea Europeană, companiile astea mari de mâncare fac și mai multă mâncare și mai ieftină și, mă rog, ajung mai ușor la noi. Mecanismul este mai complicat, ceea ce v-am descris eu aici, așa, o explicație foarte sumară. Sunt și alți factori pe drum. Sunt oameni care astăzi, la Bruxelles, sunt mai multe state care încearcă diverse mecanisme, astfel încât sistemul ăsta să meargă un pic mai bine, adică să se întoarcă în favoarea agricultorilor mai mici, cum sunt și românii, care din diverse rațiuni nu se asociază sau nu au firme atât de mari, nu au ferme atât de mari, precum cele din vest. De aici începe și povestea care ne interesează pe noi. Noi zicem așa despre România, că e o țară agricolă excepțională, care a ajuns în acest moment să importe mai multă mâncare decât vinde în afară. Sau să aducă mâncare procesată și să vândă materie primă. Adică noi ne spetim pe bani puțini și alții fac averi mult mai mari. Este adevărat însă că prețurile pe care le avem la raft, ca urmare a acestor importuri, să le zicem, sunt mai mici. Ori acesta pare un cerc vicios. Ce-o fi mai important pentru noi care mergem astăzi la supermarket? Bunăstarea agricultorului român sau buzunarul nostru al celor care stăm la oraș? E o problemă de la care nu trebuie sau la care nu căutăm rezolvare la alții, sau cel puțin așa ar trebui. Este o atitudine greșită dacă așteptăm ca asta să ne rezolve alții. Competiția este cheia societății noastre, chiar și a societății europene. Nu ne putem plânge tot timpul, domnule, străinii ne vor răul. Nu știu dacă e așa, dar în orice caz știu că ei își vor binele lor, la fel cum și noi ne dorim binele nostru. Ne putem plânge dacă nu e o competiție onestă, dar de faptul că există o competiție, de asta nu ne putem plânge sau putem încerca să o folosim pentru noi. Problema e că avem și noi tarele noastre, nu reușim să livrăm ce trebuie, poate nici calitatea nu e cea mai bună, nici prețul nu ne ajută, nu ne ajută nici sistemul și la noi asocierea este respinsă cu înverșunare în urma traumei pe care ne-a adus-o comunismul. Ani de zile va persista în mintea noastră că dacă ne punem la un loc, vom fi furați. Oricâtă vreme suntem mici, nu suntem nici puternici în lupta cu cei mari. Întrebarea pe care mi-o pun astăzi este de ce niciunul dintre sistemele politice care au fost promovate în ultimii ani nu a avut succes din punctul ăsta de vedere. Și în 2021 avem aceeași problemă cu alimentele importate. De ce nu au funcționat nici, cum să zic, limitarea importurilor, nici împingerea produselor românești la raft, nici ajutoare directe, nici campanii nu au funcționat. Ceva nu ne place. Și eu vă invit la o discuție în care, cu un ochi la banii cei mulți care se împart, să încercăm să dăm o soluție acestei probleme, la care, dacă găsim rezolvare, s-ar putea să trăim cu toții,
ceva mai bine. 0372069599. Îl repet ca fiecare agricultor, să zicem, da? Este o discuție deschisă publicului larg, dar dacă vrea să ne sune un fermier de la Satu Mare sau de la Botoșan, să o poată face. 0372069599. Vă întreb așa, este, domnule, România într-adevăr dependentă de importurile alimentare? Adică dacă mâine n-ar mai fi importuri, ce o să mâncăm? Contează pentru voi locul de proveniență al produselor ăstora? Adică vă uitați când vă alegeți de acolo, de unde sunt? Din România, din Spania, de unde? Contează momentul ăsta și când aveți două în față, unul românesc și unul străin, cum îl alegeți? Cum procedați? Contează foarte mult că e românesc sau străin? Și pentru cei care lucrează în breasla asta, e separat pentru ei. Ia explicați-ne, oameni buni. Contează asta, adică contează, merită să faci agricultura astăzi în România? Vă pune ceva bănuț în buzunare munca asta? 0372069599. România în direct o să înceapă acum, iar primul care vorbește este Costin. Salutare! Bună ziua! Salut, Costin! Foarte multe adevăruri spuse de tine, Cătălin. Da, în primul și în primul rând, bună ziua și bună ziua ascultătorilor Europa FM. Felicitări pentru cei 21 de ani. Și ca să nu-ți răpesc prea mult din timp, mai problemă, cred eu, cu aproape 30 de ani de activitate în domeniul ăsta, este că agricultura României duce o lipsă acută de viziune. De viziune? Și această lipsă acută de viziune politică a făcut că în momentul de față, oricât de trist este, să recunoaștem că agricultura României este o agricultură în lon. Asta ce înseamnă? Combinele, mașinile, îngrășămintele, produsele de protecție a plantelor, semințele, cam toate vin de afară. Mm-hmm. Și asta noi ce... nu mai avem fabrici de tractoare, noi nu mai avem fabrici de semănători, noi nu mai avem fabrici de combine. Industria noastră care să susțină agricultura practic nu mai există. Și atunci se întâmplă un fenomen și mai trist. Producem și producem de calitate, credem. Okay. Și exportăm materie primă, ieftin. Un exemplu. L-ai pomenit mai devreme. Cu exporturile de grâu spre anumită parte a lumii, dar nu numai spre anumită parte a lumii. De ce exportăm grâu și nu exportăm făină? Sau știu eu, a luat congelat. Păi nu știu, să-mi explici că eu nu sunt de profesie chiar. De ce exportăm pentru, grâu și pentru nu, că nu? Pentru că nu există, pentru că n-a existat, pentru că nu avem o coerență strategică în, domne, la ce putem noi românii fi buni în agricultură? Tot nu mă prind. Ce este de coerență? Buni, trebuie să vină cineva în capul Ministerului Agriculturii să zică am studiat problema și noi putem fi cei mai buni în Europa la carne de curcan. Haideți să ne organizăm și să devenim cel mai mare, cel mai bun, cel mai ieftin și cu cea mai bună calitate a cărnii de curcan. Și să ne ocupăm de treaba respectivă. De jos în sus, de sus în sus, pe orizontală și așa mai departe. Asta e marea problemă. Mie mi-e un pic neclar, Costin. Ce îl împiedică pe un afacerist român mare? Uite, cineva care vrea să facă afaceri. Mâine, noi doi, dacă am avea bani, să zicem, băi, eu îmi fac o fabrică de panificație aici, așa, și fac eu făina aia și export făina aia. Ce nu merge în afacerea asta? Adică, dacă suntem atât de buni, pricepuți, și avem aici milioane de tone de grâu. De principiu, nu ar trebui să ne împiedice nimic. Dar înainte să ne apucăm, sunt două elemente pe care ar trebui să le studiem foarte bine. În primul și în primul rând, care va fi piața noastră de desfacere? Păi și n-avem. Cu tot ceea ce, vinde tot aici ceea ce înseamnă asta. Uite, văd că ești de specialitate. De ce nu pot vinde eu aici în România, nene? Îmi fac decât să dau grâu ăla. Nu spune nimeni că nu poți vinde. Dar? Probabil că cineva trebuie să-și adune curajul să o facă pe asta. Să găsească bani, să găsească fonduri, să investească în așa ceva. Și celălalt element, care este chiar deloc complicat, trebuie să-și pună la punct o rețea de producători cu care să lucreze și cărora să le spună foarte clar, dar foarte clar,
de la bun început. Oameni buni, eu am nevoie de cantitățile astea care să-mi fie livrate la momentele astea pe acești parametri de calitate și vă recomand o listă de, să-i spunem, soiuri de grâu cu următoarele caracteristici. Vă băgați sau nu vă băgați? Prețul, asta e foarte important, de la bun început îl stabilim pentru a fi la nivelul ăsta. Și crede-mă că niciun fermier nu o să spună nu. Da. Întrebarea, mulțumesc tare mult, Costin. Chestiunea e că se petrece în mai mică măsură și sigur că asta e o discuție, ce am vorbit acum e teoretic, da? Pentru că sunt jucători mari în piață care fac deja lucrul acesta. Întrebarea este, dom'le, cum fac alții de lor le reușește și nouă nu prea? Mihai, salutare, bine ai venit la România în direct. Încă o dată de la ce am plecat astăzi, începe marea negociere, probabil una dintre cele mai mari în Europa, pe banii pentru agricultură. Cum o să se așeze de azi, începând la Bruxelles, așa prosper și bine ne va fi până la finalul lui 2028. Salut, Mihai! Te salut, Cătălin, ca să fii sigur cu tine, sper să se așeze la masa negocierilor foarte bine din punctul nostru de vedere, adică să ne avantajeze pe noi ca și țară, România. Aceste fonduri pentru agricultură ne-au ajutat foarte mult. Adică de la intrarea României în UE, din 2007 până acum, agricultura românească nu seamănă cu cea din 2007. Adică a evoluat foarte mult, A progresat foarte mult, dar a progresat foarte mult pe partea de cultură mare. Și de asta devenim noi acum o țară exportatoare de cereale, de materie primă, cereale, grâu, porumb, floarea soarelui. Noi nu mai procesăm. Am înțeles. Eu spun acum, din punctul de vedere a unui mic fermier, tânăr fermier, sunt aici aproape de București, adunați Copăceni. Așa. Am luat proiect tânăr fermier cu fonduri europene și până la urmă ajungem la ideea de consumator. Ce facem? Luăm românesc sau trăim? Și cum faci? Adică vă spun chestia asta și din punctul de vedere a unui consumator. Și cum faci tu? Fii atent, Mihai, că și tu. Da, ăsta e afacerea ta, merge și pe orizontală. Da, tu cum cumperi? Da. Cumperi de la români sau de la străini? Când intri acolo în magazin? Îți dai seama, când mă duc cu soția în retail, așa? Într-un magazin de retail, de discounter, mă duc și iau cel mai ieftin. Păi de ce nu? Și în agricultură fac la fel, adică inputurile fac la fel, pentru că vreau să-mi rămână mai mulți bani în busunar. Dar nu te uiți ca să pot să-i găsesc în altă parte. Nu te acum gândești că l-ajuți? Acum, iau-o altfel. Da. Iartă-mă, Cătălin. Iau-o altfel. În momentul de față am avut o discuție cu mamă. Păi, ce facem? Mergem în magazin, luăm roșii turcești de 5 lei sau mergem și luăm roșii românești pe 15 lei sau 10 lei, cât e prețul la piață. Mm-hmm. Întrebarea este, acel sprijin de minimis de 3.000 de euro pe 1.000 de metri pătrați, în favoarea cui se dă? Consumatorului sau producătorului? Păi, pentru că eu, ca și consumator, eu nu simt acei 3.000 de euro pe 1.000 de metri pătrați. Din contră, mă dezavantajează. Pentru că banii 3.000 de euro tot din taxele mele sunt. Deci fii atent, le dă un ajutor, asta să înțeleagă toată, că nu știe toată lumea ce-i minimis. A fost un program cu roșiile la care a pompat Liviu Dragnea. Țineți minte, da? Aici își aduce aminte. Domnul Daia și domnul Dragnea miroseau niște roșii acolo. Au fost foarte interesați de chestiunea asta. Ce să mai? Era o campanie politică extraordinară. Bune, da, așa fac politicienii și le dau niște bani oamenilor care fac roșie românească, nu? Acum roșia aia n-a ieșit mai ieftină pentru Mihai. În contra, a ieșit mai scumpă, pentru că a ieșit la preț de turpanda. Cum îți explici acest minunat fenomen? Adică, cum, ce, se vinde doar prin faptul că e românească sau ce gândesc oamenii aia? Pentru că nu se face impozitare. Deci eu, ca și producător, eu nu știu legislația, răspund sincer. Chiar de carne de producător, eu am SRL. Mm-hmm. Dar te duci frumos la primărie și ceri carnetul acela de producători și treci acolo în fișe, nu știu, dau o cantitate, cât trebuie să iei ca să vin cele 2 tone pe 1.000 de metri. Ești obligat ca să iei acele 3.000 de euro, trebuie să vinzi 2 tone pe 1.000 de metri, adică 2 kg pe metru pătrat. După surplusul, adică de 4 tone sau 6 tone cât faci în solar, de 1.000 de metri, sunt banii tăi nefiscalizați. Și aici revin la o problemă, că de asta am sunat la România în direct. Eu vreau să mă asociez, adică ca să vând mai ieftin, să simt că aduc plus la valoare în țara mea. Eu n-am cum să vând mai ieftin și mai mult, decât dacă mă asociez ca și mic fermier.
pentru că în momentul de față agricultura noastră e foarte disproporționată. Dacă te duci într-o localitate, într-un oase, te duci într-o comună, sunt mari trei arendași care exploatează cam 80% din suprafața comunei. Așa. Care putut numai cultură mare, grâu, porumb, floarea soarelui, rapiță, iar restul sunt gospodăriile populației, care mai pune pogonari, noi le spunem pogonari, avem o denumire pentru așa ceva, care sunt din ce în ce mai puțini și mai bătrâni. Păi, și de ce nu ție? Când ești bătrân, nu faci performanță și tu n-ai cum să reziști când fermierul la mare face 7 tone de grâu la hectar și tu de-abia faci 2, pentru că nu investești. Asta o dată. A doua chestie, Cătorin. Proiectul meu a fost aprobat pe soi românești. Adică vreau să zic chestia. Mm-hmm. Pe soi românești. Eu n-am cum să mă bat cu fermierul din Olanda, din Ucraina, când eu la ceapă, producția mea se duce maxim 40 de tone pe hectar, iar olandezul face 100 de tone. Sământă olandeză. Adică sunt fermieri aici în țară care fac între 80 și 100 de tone pe hectar la ceapă. Dar cu genetica olandeză. Eu întâi, domnule. Și atunci... Păi cum să mă compar eu cu aia să vând și eu la 50 de mani kilogramul de ceapă? Am înțeles. Îți mulțumesc tare mult. Bune explicațiile tale, dar rețin un lucru. Dacă Mihai, tânăr așa cum e, s-a apucat de agricultură, înseamnă că și merită. Emil, salutare, ești la România în direct. Tu cum faci alegerile tale? Bună, domnul Cătălin. Alegerile le fac în funcție de anotimp. În primăvară, vara, când și toamna avem legume și fructe românești, consumăm fruct tot ce producem noi acasă. Normal că iarna nu avem sere ca să putem mânca. Când zici tomate, noi acasă, noi acasă, te referi la familia ta sau așa la țară? Eu mă refer în general, cunoscând și prietenii, noi acasă, în localitatea mea, cam și familia mea consumăm ce este produs local acasă, în perioada de primăvară, vară, toamnă. Nu mai apucat să cumpăr roșii turcești vara când avem delicatesurile noastre acasă. Da, dacă le și muncești, dar uite că noi la oraș aici nu suntem în situația asta. Noi cumpărăm ce să știți că vorbesc din sunt ardelean, vorbesc din jurul Clujului, să știți că sunt sate la în jurul Clujului unde foarte mulți gospodari produc tomate, produc tomate de calitate și să știți că este piață cu tomate de super calitate, nu sunt cumpărate de la turci din Angro și vândute în piețele Clujului, dar să ne întoarcem la competiția din agricultură. De zeci de ani mi-a spus Ministrul Agriculturii că subvențiile trebuie legate, care vin de la Uniunea Europeană, de un pic de competiție, competență, de producție. Uh-huh. Nu putem da subvenție de 150 de euro pentru un hectar de grâu care face 2 tone jumate și tot 150 de euro la cel care face 8 tone și cu proteină peste 15. Că până la urmă noi ce consumăm? Dintr-un grâu, proteina, care la rândul lui este gluten și mâncăm calitate. Iar fermierii mici, care mulți nu fac tehnologie, produc 2 tone jumate și un grâu între 9 și 11 proteină. Dar nu putem da subvenții, nu putem da subvenții fermierilor mari sau mici, care au datorii uriașe la bugetul consolidat și local. Trebuie să cumva găsite pârghii ai, în care Emil, banii să ajungă în competiție. Eu sunt fermier și vă vorbesc din punctul de vedere a fermierului. Zi-o pe aia dreaptă. Zi așa că la noi subvenția e un fel de plată este electorală. Este protecție socială. Așa, nene, zi ca să înțeleagă asta toată lumea. Asta este protecție socială. Petre da, de-aia proteja într-un fel, liberalii protejează în altfel și din cauza aia importăm în continuare roșii, mai importăm ceapă, ca cartofii se strică în târgu, se cuiesc la fermieri în depozite. Mari retaileri, de exemplu Kaufland-ul, și pot să dau cu numele, am fost furnizor de cartofi la Kaufland. Păi nu vă spun că un tip de la Ploiești, de la achiziții, mi-a cerut șpagă ca să intru în rețeaua da, Kaufland. Știi că aici eu nu pot să te verific, tu ai dat un nume, nu mi se pare ok dacă purtăm discuția așa, în sensul în care... Eu nu pot să verific acum ce eu spui mi-asum tu. Eu mi-asum asta. Știu că tu ți-asum, dar trebuie eu să ne asumăm. Eu mi-asum. Nu, legea nu e așa. Trebuie să ne o asumăm împreună. Ori eu, nu pot, ori eu nu pot să... Eu o nu pot să asum atunci. Așa. E mai... Când da, faci acuzații de genul ăsta, așa funcționează lucrurile în media. Încercăm să fim un pic responsabili. Sigur am că înțeles. Ei vor auzi acum mesajul și dacă e interesat cineva din
această corporație, o să ne contacteze pe noi și o să vă punem exact. În legătură astfel încât să rezolvați lucrurile. Da, cred că este dat afară individul deja. Da. Că s-a aflat de el. Ca să le spunem oamenilor încă o dată, o mare parte din banii ăștia din rob care ajung în România se pierd foarte mult și exact. Foarte tare pentru că sunt dați în agricultura asta de subzistență. Ai o bucată de pământ, faci ceva pe ea, ai luat banul de la Uniunea Europeană și ai mai dat și un vot partidului care îți dă banul. Lucrurile nu vor funcționa așa. Nu vor funcționa, dar vă dați seama că mulți oieri sau mulți crescători de animale, vaci, fermieri cu 50-100 de vaci, n-au pășune. Pentru că sunt balconarii, fermierii balconari, care nu renunță la pășunat, nu-l curăță, cu sprijinul instituțiilor care verifică aceste pășunaturi, fac poze din unghiuri unde nu se vede că e plin de bălării. Că nu se poate. Ce numești balconar? Adică ce este un balconar? Un balconar care stă la într-un oraș X, așa. Se ține niște terenuri și ia 480 de euro pe hectarul de pășune pentru că e băgat cu păiajuși cu alte valoare biologică și vezi, doamne, mai există și un fluture cu flur cu aripile albastre. Aha. Și atunci el ia niște bani din subvenția asta pentru că este proprietar de pământ. Exact. Okay. Pământul este plin de bălării, de măcie și de alte minuni, iar crescătorul de oi care nu are pășunat sau cel care are vaci, nu are pășunat, nu îl poate lua în arendă de la individul respectiv, pentru că el e 480 de euro, cel de la instituția care a trebuit să-l verifice. O să facă poza dintr-un unghi, unde nu se văd atâta de multe bălării și toată lumea e fericită. Îți mulțumesc tare mult, Emil. Am mai învățat ceva astăzi. Sfânta noastră corupție coboară până în plaiul mioritic, și încasează chiar banul european de acolo, căci altfel cum să ne descurcăm? Eu cred că dacă e să ne învârtim, nu e domeniul din România unde să nu reușim noi să facem o învârteală. Tare mi-e teamă de chestiunea asta și este imposibil să verifici atâta amar de lume. Mihai, salutare! Noroc, Cătălin. Agricultor sau eu... cumpărător, ca să știm exact cumpărător. Cum... Cumpărător. Cumpărător. Bine. Ai auzit cum stă povestea? Spune-mi cum procedezi tu când te duci la magazin sau la piață. Păi, la început preferam piața. Așa. În anii, acum 10 ani, preferam piața. Între timp am aflat de la diversi cum că cei pe care îi găsești în piață, nu neapărat că își iau din angro și vin să cumpere, dar folosesc substanțe de a grăbi coacerea roșiilor, legumelor și nu sunt specializați, adică dau mai mult decât, nu există o concentrație. Ochiometric, așa. Ne scrie cineva același lucru, îl scrie cineva pe Facebook și zice, domnule, ei sunt produse românești, nu-i verifică nimeni ce cantitate de substanțe de astea, îngrășământ sau chestiuni de genul ăsta, au în ele. Exact. Și am renunțat. Apoi am început să-mi cumpăr din supermarket, mai citam, mai mă uitam. Sincer, acum am renunțat de tot. Prefer să nu mai mănânc decât să stau cu gândul că cine știe ce substanțe bag în organism și peste 10 ani... Cum să nu mănânce un bun? Asta e... Despre ce vorbim aici? O roșie, mă pot lipsi de o roșie, mă pot lipsi, sau dacă mănânc mai rar, nu trebuie să fac neapărat parte mereu din meniul zilnic. Păi și ce mănânci? Adică toate lucrurile pe care le mâncăm astăzi au diverse chimicale, conserve. Așa este. Păi și ce mănânci? Așa este. Carne, în general. Așa. Are antibiotice la carne, nu? Cum da, știu. Da. De nu ne putem feri de nu toate. Dar mai avem, mai cumpărăm de pe la țară, găini, mai cumpărăm porc de la țărani pe care cunoaștem. În sensul ăsta. Deci ți-ai făcut tu ca pe vremea lui Ceaușescu, când cunoșteai pe cineva și mai venea... Exact. Mai știai o tante, mai venea cu o brânză, mai avea un sac de cartofi. Da. Am înțeles. Exact. Stai cineva un vițel, ne ducem, cumpărăm o pulpă și tot așa mai e. Apoi asta ți-am... Ne descurcăm exact ca pe timpul Ceaușescu când băgam la congelat. Am înțeles, da. Sincer, n-am mai întâlnit de mulți ani obiceiul ăsta, adică probabil că multă lume își ia de la țară, dar nu m-am gândit că poți să trăiești numai din chestiunea asta. Păi, ce să zic, da. Sănătate... Greu, dar...
Greu, a? Să știi că se adună niște costuri, că te mai duci cu mașina acolo, mai mergi în stânga, în dreapta. Se adună, dar încercăm. Nu, niciodată nu putem fi siguri că ceea ce mâncăm este... Asta e adevărat. Este perfect. Și problema este că bio este destul de scump pentru noi. Mai luăm la copii, sincer, mai ne băgăm, mai luăm o banană bio, mai luăm niște roșii bio, cu toate că nici acestea nu suntem convinși mereu că trec testele exact cum trebuie, dar pentru liniștea noastră facem eforturi câteodată și încercăm să luăm bio. Mulțumesc, interesantă alegere. Spor la treabă. Da, la un moment dat sunt oameni care se îndreaptă către zona asta. Sigur, e fiecare cu alegerea lui, dar înțeleg de ce face lucrurile astea când citește atât de multe zilele astea. Da. Apropo de importuri și de chestiunea asta, pe mine mă amuză întotdeauna că eu mai cumpăr pământ pentru flori, știi? Când pune soția, mă uit acum în ochii lui Sorin când îi spun așa, știi? Mai pune soția câte o floare, mai facem ceva de genul ăsta și dacă te duci la magazinele astea mari unde se găsește și pământ, o să vezi că e un pământ adus din import. Mă rog, un pământ amestecat cu diverse lucruri, dar tot e din import și mă gândeam așa, băi, nu s-a găsit un cetățean în România să facă o seră din seră, să excaveze undeva, să aducă pământ din ăsta negru care trebuie pe mine, asta mă amuză de fiecare dată. Dacă e unguresc, dacă e polonez, uite, încetul cu încetul vine pământul lor la noi. O să rămână fără. Nicu, salut, bine ai venit la România în direct. Ne întoarcem la dezbaterea noastră. Da. Bună ziua, bine v-am găsit. Eu, m-auziți? Da, te ascult. De profesie sunt inginer agronom și răspund din punct de vedere tehnologic de un grup de firme însumând vreo 2000 de hectare și astăzi aș vrea să fiu un pic avocatul diavolului. Care este diavolul aici? Diavolul aici suntem noi. Hai să spunem fermierii și statul român. Și să vă explic de ce. Aș vrea să vă spun că România dispune de un soare care ne binecuvântează cu căldura lui, un pământ bun și fermieri care s-au specializat profesional și au beneficiat de fonduri europene și din punct de vedere tehnologic, cred că stăm foarte bine, începând de la fermele de peste 150-200 de hectare. Vă spun din experiența mea că în anul 2015 am fost într-un schimb de experiență în nord-vestul Franței și de curiozitate am întrebat ce tratamente aplică la grâu și câtă îngrășăminte. Un tânăr fermier de acolo, de la granița dintre Normandia și Burgundia, pe lângă mănăstirea Saint-Michel, mi-a spus că aplică 11 tratamente cu pesticide la grâu și undeva la o tonă de îngrășăminte, substanță activă pe hectar, având niște soluri foarte, foarte sărace. Asta ce înseamnă? Că e mult ce încerci să-mi spui? E foarte mult. Și acum să vă spun cum fac eu, cel puțin. Noi aplicăm cu tratamentul de sămânță din toamnă maxim 3 tratamente și undeva la 500 de kilograme substanță brută. Adică cont de substanța la jumătate. E mai curat produsul tău, asta îmi spui. Adică e mai sănătos. Vorbesc de cereale, de grâu, floarea, nu mai spun la floarea soarelui, rapiță și așa mai departe. Din păcate, așa cum spunea un ascultător mai devreme, noi nu mai avem capacități de producție de prelucrare. Din punctul ăsta de vedere, aș prefera, nu știu, produse de panificație. Dacă aș avea certitudinea că făina este făcută din grâu românesc, le-aș prefera pe cele românești. De 2 ani de zile, administratorii la unde lucrez eu au început și o afacere pe legumicultură în câmp. Roșii, varză și de anul acesta cred că și conopidă. Noi ne confruntăm, în primul rând, cu o lipsă de control a autorităților statului privind vânzarea de pesticide. Adică. Și mă refer aici la faptul că nimeni nu controlează, și mă refer în special la persoanele fizice, la grădinarii care, nu știu, au 1000, 2000, 3000 de metri pătrați de
legume. De pesticide până acolo, nu știe nimeni. E așa. Nu știe nimeni. Firmele mari sunt obligate și avem controle de la, și de la Direcția pentru Protecția Plantelor și la Garda de Mediu privind deșeurile, prin programul SCAPA trebuie să le dăm înapoi, precum și registre speciale când dăm tratamentele, substanță activă, normă pe hectar și așa mai departe. Plus trasabilitatea produselor. Întâmplător am fost martor acum 2 ani când un vânzător dintr-un magazin îi dădea unui producător de pepen verzi două substanțe cu denumiri diferite având aceeași substanță activă și i-a spus amestecă-le și dă-le peste pepen, ceea ce reprezintă undeva un fel de bombă cu efect întârziat. După părerea mea, ar trebui fermierii să se asocieze, de fapt sunt asociat, dar uneori sunt mai mult formal, că și noi avem o astfel de asociație. În al doilea rând, ar trebui înființate, nu știu, niște camere agricole pe lângă primării independente, unde să fie specialiști, ori inginer agronom, ori biotehnologi, care să dea anumite rețete, exact cum medicul îți dă rețeta pentru sănătatea ta. Adică nu poți să iei antibiotice... Să învețe și să-i controleze pe oameni. Dar fii atent, Nicu, dacă tot ai deschis subiectul ăsta, îți adresez o ultimă întrebare. Învață-mă pe mine, orășean de București, sau cum suntem noi în toată țara asta, să aleg cum trebuie. Adică eu cum deosebesc? Între ce spui tu că faci de calitate, între roșiile impregnate de substanțe ale altuia sau cele venite din străinătate unde spui că sunt făcute iarăși tratamente. Cum aleg din eu? Din păcate, cum să vă spun eu, fizic nu aveți cum să o deosebiți. Puteți să o deosebiți un pic olfactiv după mirosul ei de roșie datorită climei noastre din țară. De exemplu, roșiile produse din Olanda, fiind crescute într-un mediu controlate și de calculator privind hrana lor, nu ai cum. Ele, ați văzut, ca un fel de gust de carton. Cea mai mare problemă la roșiile acum, că nici eu, de exemplu, nu consum roșie românească, și o spun cu durere, nici nu vă închipuiți când mă doare lucrul ăsta, cunoscând diferiți producători, pentru că se dă o substanță, în scapă denumirea acum, care îi grăbește coacerea și polinizarea. Da, da, da. Ați văzut și din fericire, tot mai mulți fermieri și legumicultori folosesc polinizarea cu bondari. Tocmai ca să evite, asta e cea mai tare otravă care se dă pe roșii, ca să-i grăbească coacerea. Iar dacă gustați o bucată de roșie și vă ustură buzele sau simțiți o umflătură a limbii, înseamnă că nivelul de pesticide e foarte mult crescut și atunci trebuie să o evitați. O altă metodă este dacă tăiați o roșie și din ea curge zeamă necontrolat, iarăși trebuie evitată. Iar în această perioadă, din păcate, trebuie evitat și castravetele, pentru că primește cantități foarte mari de azot. Și asta vă spun din experiență. Mulțumesc că am învățat ceva astăzi. Mulțumesc tare mult pentru telefonul tău. Vedeți, aici se adaugă încă o problemă la tot lanțul acesta. Când zicem, domnule, România mai mult exportă decât importă, te gândești și la tipul acesta de... mai mult importă decât exportă, te gândești și la tipul acesta de calitate. Începe să se dezvolte o piață în care clienții sunt atenți și la chestiunea asta. Încă o dată, Nicu, mulțumesc pentru că am învățat azi ceva important pentru mine. Sergiu, salutare, bine ai venit la România în direct. Să le aduc aminte oamenilor de unde am plecat. La Bruxelles se regândește împărțirea banilor pentru agricultură și noi încercăm să vedem cum își aleg românii produsele din străinătate sau din România. Salut! Ești producător sau cumpărător? Salut! Salut! Sunt cumpărător, nu sunt producător. Da. Și ca să încep cu ce ai reamintit și tu, eu spun că acum, de exemplu, este de importanță capitală în ceea ce privește agricultura să se plece de la aceste negocieri și acești oameni care vor negocia pentru noi. Pentru că este clar că acolo unde se împart bani, acolo trebuie să fie oamenii care trebuie să aibă viziune, cum spunea un antevorbitor, cum spuneai și tu. Oameni care să înțeleagă agricultura, care să știe cum trebuie să se facă agricultură. Pentru că până acum era problema, nu știu cât am înțeles, că alte țări primesc subvenții, alte țări acordă subvenții pentru diferite produse. Noi în România
deși, nu știu, ori nu putem acorda subvenții pentru că, nu știu, n-au fost negociate la momentul când s-au negociat. Primim și mai puțin, dar le și risipim, ca să înțeleagă toată lumea. E cam bancul ăla cu bilele. Una s-a stricat și una s-a pierdut. Deci pe aici e adevărul. Acum s-ar mai putea repara din lucrurile astea, da? Știi cum e. Bun, tocmai asta este ideea. Cei care vor negocia, dacă au interesul doar să obțină niște fonduri pentru ca să poată să-și plătească la rândul lor voturile, adică să se dea acele subvenții doar pentru a obține voturi, normal că interesul lui va fi să obțină o sumă de bani pe care să poată folosească ca manevră politică. Adică banii aceia trebuie folosit. Bun, și este evident că asta spun. Este important ca la momentul la care se va negocia să se negocieze cu capul, pentru agricultură, nu pentru voturi. Pentru că nu, cei care negociază, nu negociază pentru ei, negociază pentru noi. Asta spun eu că este important, de fapt, la toți cei care ne conduc. Adică trebuie gândit pentru noi, nu pentru ei. Tu gândești doar pentru tine și pentru, nu știu, scopul pe care îl ai tu și nu te interesează ce se întâmplă cu cei mulți, nu știu, subvențiile, ce mănâncă fiecare. Am rămas surprins că am auzit înainte vorbind un producător care spunea că el alege în funcție și de preț pentru că să mai rămână cu ceva bani în buzunar. Da. Păi, adică mi se pare aiurea. Dar tu cum alegi? Stai puțin, că acum l-ai criticat, dar tu cum te uiți? Te uiți întotdeauna să fie românesc? Adică... Nu neapărat să fie neapărat românesc. Să fie ceva calitativ, adică mai bine mănânc mai puțin și calitativ decât mult și numai să am mâncare și să-mi rămână ceva în buzunar. Adică, aha, nu știu, din punctul meu de vedere, concepția asta nu știu dacă e ok. Adică calitate nu înseamnă întotdeauna că trebuie să dau să cheltui mult pentru că mănânc mult. Nu, mănânci cât trebuie și mănânci calitativ. Nu spune nimeni că trebuie să mănânci un kilogram de roșii din Turcia, de exemplu, deși știi că nu-s ok, dar accepti să dai banul pentru că ieftin și zici, mă, mai bine să-mi rămână bani, mai cumpăr, nu știu, alți castraveți din Olanda sau de pe unde mai sunt, nu? Decât să mănânc o roșie din România crescută și calitativ și corect. Și cu asta... Stai că simplific. Adică dai 10 lei pe roșia românească astăzi sau 5 lei pe roșia turcească? Păi, asta e ideea, nu? Păi nu. Zim simplu. Deci 10 lei pe cea românească sau 5 pe cea? Da, dau 10 lei pe cea românească pentru că, din punctul meu de vedere, cu aia 5 lei probabil cumpăr un kilogram de roșii turcești, nu? Da. Și mă buit cu un kilogram de roșii turcești, când aș putea mânca o roșie românească calitativ. Da, dacă e calitativă. Mulțumesc tare mult. Știi că dacă e calitativă, asta e foarte important de spus, că l-ați auzit pe Nicu mai devreme, care ne-a luminat un pic. Alin, salutare! Tu închei România în direct. Nu e Alin, e George, salutare! Tu închei România în direct. George? Alo, da? Salutare! Ești cu camionul, ești pe câmp, ești la muncă. Sunt cu camionul, da. Sunt un transportator de legume, fructe și toate drăcovenile astea. Ce aduci? Nu, de la un importator din România duc la supermarketurile astea mari în țară. Deci, vă spun așa, un importator mic la care lucrez eu, la aceste supermarketuri bagă în jur de 200 de tone de legume pe săptămână. Mm-hmm. Ok. Și acum referitor la agricultorii români. Am fost în majoritatea bazinelor acestea legumicole ale României. Și la Mahca și pe unde n-am fost. Deci vă spun, calitatea este zero. La noi? La noi, da. Calitatea este zero pentru că este necontrolată, nefiscalizată și atunci toată lumea își bate joc. Și nu numai de roșii, este vorba de orice fel de legumă. Sunt unii care produc într-adevăr foarte bun și care au vânzare tot la supermarketuri și tot cu prețurile acestea care vin și de afară și fac față, dar să știți că eu am prieteni care fac agricultură și să vă dau un exemplu. El vinde angro kilogramul de castraveți cornișor cu 2 lei și în piață este 7 lei. Deci noi ce vrem? Să ne îmbogățim imediat. De-aia spunem tu că mai am mai puțin de un minut. Tu care
Ei cunoscut pe toți acum, și importatori, și producători, și fermieri de-ai noștri. Tu ce alegi mâine? Cum alegi? Deci, eu vă spun sincer, aleg produsele de afară. Okay. Nu pot să spun că în totalitate 100%, dar majoritatea de afară, pentru că în premiza importurilor există un control mult mai strict decât ce se produce în România. Aceea, cum a spus și antevorbitorul, cu să pune la coadă să roșească, da, știu, să pune la coada roșii când e gogonea, astăzi, mâine este roșie, poi mâine ți-o vinde la tarabă și tu când ai tăiat-o, ați văzut, dacă a zis când tăiați o roșie românească, înăuntru este verde, să văd venele acelea verzi, nu are timp să coacă. Da. Și dă cu azot ca să înghită apă multă, să poată să reziste. Mulțumesc mult! Eu zic că nu e peste tot așa. Eu zic că și la noi sunt oameni onești care muncesc și care scot produse bune, pentru că de înșelat poți să înșeli odată, de două ori, dar nu poți să înșela lumea la nesfârșit. Ori, din câte îmi dau eu seama, însă această problemă s-ar putea să mai rămână cu noi ani de zile. Nu știu de ce am senzația că după ziua de astăzi și când o să facem discuția asta în 2028, s-ar putea să vedem aceeași situație. România în direct se încheie aici. Spor la treabă! Participă la România în direct de luni până joi, de la ora 13:15 la Europa FM.